Salut, sunt Adrian Linca și te invit la masă cu mine și cu Gabi Balint, bistrițeanul care ne-a făcut de fiecare dată și ne face în continuare mândri. Bun găsit, Gabi Balint, și bine ai venit la emisiunea mea în formatul ăsta, că noi ne-am văzut și anul trecut în altă variantă la Bistrițeanu. Da. Bine ai venit. Păi te întrebam ce aș mai putea spune nou, că atunci am discutat foarte multe lucruri. Să știi că e o problemă și pentru mine, dar cu tine... Și de asta mie nici nu prea îmi place mult să apar și totdeauna încerc să fie cât mai puțin, pentru că la un moment dat plictisești publicul. Te vede și spui de multe ori aceleași lucruri, cei care te urmăresc, îți dai seama că deja le știu. Și mă feresc de... N-aș vrea vreodată să aud că el să-i plictisesc. Și eu, documentându-mă pentru emisiunea asta, mi-am dat seama că s-a spus tot ce era de spus despre Gabi Balint și e foarte greu să mai vorbești ceva nou, dar cu siguranță vom găsi că așa la un vin și o prăjitură întotdeauna se găsesc subiecte bune, mai ales cu oameni de calitate ca și tine. Masa ni plină, te rog să te servești de la Cămara Bunicii, avem un platou acolo, avem prăjituri, am primit mai devreme de la Loredana Nicolae, de la Merigo, tot fel de bunătăți pe aici, ciocolată de casă și alte... Da, aia o să încerc, ciocolată de casă, pentru că îmi plăcea de când eram mic, o țin minte, știi? Mâncam tot timpul, era desertul preferat și salamul de biscuiți. Da, și salamul. Și mai era un tort de biscuiți care și ăla era. Da, avem tot fel de bunătăți pe aici prin Bistrița. Bunesc că da, la mie îmi spui, cred că știu toate restaurantele și toate cofetăriile. Pe la toate am trecut. Păi acum cum vin des acasă, normal că ies destul de des. Îmi aduc aminte că acum deja trec de la una la alta. Mi-aduc aminte că am văzut un interviu făcut de tine cu Belo Dedic, în care îl întrebai tu pe Belo Dedic, Belo, ce ai făcut cu primii bani pe care ai câștigat din fotbal? Cu Lăcătuș. Și el povestea că s-a dus în centru. Nu, cu Belo. Și el zicea că s-a dus în centru și a mâncat o prăjitură, nu știu ce, profiterol sau nu știu. Și după aia s-a mai învârtit un pic acolo și s-a întors înapoi și a mai mâncat două. Da, a mai mâncat, da. Era rușine că îl recunosc că am mai mâncat înainte. Asta făceați voi cu primii bani din fotbal? Nu, eu primii bani... Bine, eu am mâncat și eu profiterol sau dulciurile îmi plăceau. Primii bani pe care mi-i trimitea tata la București în fotbal, că eu eram la Luceafărul și aveam în fiecare lună 200 de lei banii mei de buzunar, care mi-ajungeau, știi, în fiecare zi aproape să merg la cofetărie, să mănânc o prăjitură, să beau un suc. Cam asta era. Da, astea erau preocupările. Da. La și la un moment dat, ținte că mi-au furat banii. La 17 ani, nu? Între 15 și 18 ani până am semnat la Steaua. Și într-o zi mi-au furat banii acolo, că stăteam noi în internat și asta, și mi-era așa rușine să-i mai cer tatălui meu, și mergeam, că dădeam în fiecare săptămână telefon cu taxi inversă și m-am dus să-i... Nu știam cum să-i spun, a doua zi aveam banii deja, au venit, deci nu, niciodată nu s-a pus problema. Și de asta ții minte anumite lucruri, știi, mai ales legate de primii bani pe care i-ai câștigat sau i-ai primit. Uite, și apropo de copilul ăsta de la Farul care a marcat ieri... La câți ani? La 15 ani sau la cât? 15 ani și jumătate, da. Dar oare el ce face cu primii bani din fotbal? Oare crezi că mai merge la profiterol? Important e să... Asta e foarte important, să știi ce să faci cu banii pe care îi câștigi în fotbal. Fiind viața asta de fotbalist atât de scurtă, dacă nu știi să investești și să ai grijă, te trezești că, pe urmă, dacă nu ești pregătit să continui ca antrenor sau să faci altceva, dar să ai ceva pregătit, te trezești că în 2-3 ani tot ce ai agonisit s-a dus. Asta trebuie să se investească foarte bine, să lase mașinile scumpe și alte lucruri pe care se aruncă banii foarte ușor și mai bine să orientezi spre o casă, un apartament sau eu știu, sau spre anumite studii care se mai pot face în paralel cu fotbalul, ca să te gândești și la ziua de după. Da. Hai să te servesc cu un vin foarte bun de la noi, de la Dumitra. Da, și eu. Avem un Steiniger aici, asta e un cupaj din mai multe soiuri, care-i înscris la OSIM, am înțeles, de Crama Harșean, de la... Dacă mă descurc pe aici printre microfoane. Crama Harșean de la Dumitra. Un vin alb foarte bun.
Cu Mitra știu unde e, în drumul tău. Cum să nu? Spre Sângeș. Dar era o cramă, acolo, e un turn acolo, vechi, foarte vechi. Da, 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 pe dreapta, și acolo, da. Acolo era o cramă, nu știu dacă și, undeva și la acolo... într-o pivniță unde era turnul respectiv. Acolo era cramă dar veche. Dar acolo era, nu? Da. Și țin minte, da. Crama, acum crama Harșan, e undeva la intrare în Dumitra, pe stânga. Când mergi cu mașina spre Sângeș, bă, o să o vezi, o să o vezi. Hai să dăm, hai noroc, să dăm noroc, sănătate, ne încurcăm pe aici printre microfoane, da. Dar reușim până la urmă. Asta e un cupaș pe care doar Sashi știau să-l facă pe vremuri. Octavian Harșan a păstrat rețeta Sashilor și acum, de când și-a făcut cramă, are făcut rețeta asta săsească de Steiniger. Știu că Sashi ți-ești tare dragi. Cu... Sunt jumătate sas, jumătate maghiar. De aia, de aia da, zic. Sunt tare dragi Sashi pentru că chiar acum venind aici la tine, locul ăsta... fostul depozit de fructe, unde mama mea a lucrat la, când avea 15 ani, căra săraca lăzi cu fructe. Bunicii mei stăteau aici unde era autobaza. Da? Autogara. Da, da. Autogara. Da. Veneam tot timpul când veneam de la Sângeș Băi și ajungeam cu autobuzul în autogară, era casa bunicii în față. Adică îl vedeam pe bunicul, el știa, în geam ne aștepta să venim. Îi iubeam foarte mult. Și casa lor, mi-aduc aminte perfect cum era împărțită casa asta săsească care era aici. Așa de rău m-am supărat după ce a trebuit să fie demolată. Ei au murit oricum înainte, prin anii 70 au murit, anii 70 ceva, însă... Erau părinții mamei tale, nu? Părinții da, mamei mele, da. Ei au fost deportați la un moment dat, da, cu toți sașii care au fost, dacă ți-aduce aminte atunci, în 44, nu? Da, și au stat un an de zile, au stat în Cehoslovacia. N-au ajuns până în Germania și pe urmă s-au întors. Și când s-au întors, au pierdut tot ce aveau aici. Știi că există un monument închinat memoriei lor, nu. Tocmai a sașilor deportați, undeva la turnul Dogarilor. O să ți-l arăt când terminăm emisiunea. Este... Da, au murit mulți atunci, din păcate. Mulți nu s-au întors. Unii au fost deportați în Siberia. Din câte țin minte, foarte, foarte dureros. Și mama întors? Avea 3 ani atunci. Și ei s-au întors, da? S-au întors, au pierdut casa, au pierdut tot. Apoi li s-a dat o casă chiar la cimitir acolo, pentru că bunicul meu s-a ocupat de cimitirul Săsesc, ăsta care e aici. A fost el responsabilul cu cimitirul în anii aia. Și au locuit acolo. Și după o perioadă au luat casă peste drum. Deci aici unde a fost autogara, știi? De asta ai insistat probabil ca mama ta să fie înmormântată aici? Știu că e înmormântată... Da, și bunicii mei sunt aici și mătușile mele, surorile ei, două dintre ele sunt aici înmormântate. Și cum a fost povestea de dragoste cu tatăl tău? Cum s-a întâlnit tatăl tău fiind din Sângeș Băi? Tatăl meu fiind din Ghirolt, un sat în județul Cluj, undeva nu departe de Gherla, da? Un sat mic, un cătun acolo. Tata a ajuns, a fost și el fotbalist la un nivel mai mic, a fost portar la un moment dat la Ucluj la juniori, pe urmă a fost pe la Vișeu de Sus și fratele lui Geamăn, care era la Sângeș Băi, acolo, pentru că acolo era bunicul, acolo muncea el, tatăl lor, da, și el l-a luat pe fratele lui Geamăn. Ei au vrut să facă o echipă de fotbal și au scris tatălui meu, hai vino alătură-te nouă, că facem o echipă Hebe Sângeș Băi. Ei au înființat-o practic și mai avem nevoie de jucători și azi. Și tata, fiind singur pe la Vișeu, ajunsese pe acolo, a venit, s-a dus la Sângeș Băi, era electrician de meserie și făcea meseria și duminica avea un meci. Și am multe întâmplări pe care le știu, unele le-am trăit și eu, fiind mic, și mi-aduc aminte la meciurile lui, anumite bătăi care au fost pe acolo. Era un braț al someșului, era o moară veche, unde acolo se dezbrăcau jucătorii și făceau baie în someș, pe urmă, știi? Sau când mai trăgeau de timp, știau că trebuia să dea mingea în mălai. Și până o găseau, că nu erau 6 mici ca acum, știi? Până o găseau, mai trecea timpul, știi? Sau... Se ducea de mic la meciurile lui. Cum? Dar n-am pierdut niciun meci. Niciun meci totdeauna. Și când cu cine de-abia... erau derbiurile tari pe vremea? Păi erau cu derbiuri cu Rodna, Năsăudu,
Da, erau meciuri. Pe urmă, au mai avut și altele. A jucat în divizia C, Hebe St. George, la un moment dat. La un moment dat, nu știu dacă el a prins atunci, dacă era divizia C, dar oricum au fost meciuri. Au avut un baraj în care a ieșit mare bătaie după meci cu arbitru. Și eu după fiecare meci fugeam în teren la el. Când se termina meciul, auzeam fluierul arbitrului de final, fugeam la el, îmi plăcea să le iau în brațe, îl simțeam transpirat și transpirația aia pe care o avea, știi, adică îmi plăcea mult și să-l simt aproape. Și meciul ăsta de baraj în care arbitru dă penalti, după aia se răsucește, iară dă, iar se răsucește, până la urmă îl anulează, știi, deci n-a fost. Penalti i-a îndrăjit rău pe sângiorzenii mei și cum s-a terminat meciul, toată lumea în teren, la bătaie. Și eu m-am dus să le iau pătata în brațe și n-am mai ajuns la el. Am nimerit între aia, pun, picioare pe acolo, șuturi, îți dai seama. Și la un moment dat am simțit o mână așa că m-a smuls din grămada aia, mi-a tras o palmă, du-te la maică ta imediat. Nu știam ce se întâmplă. Și pe urmă a fost un episod cu el, l-a lovit pe arbitru cu mingea în cap, s-a dus la el, la moara acolo, că acolo erau toți, acolo și-a luat mingea și i-a dat o minge în cap, l-a înjurat și i-a dat 2 ani suspendare. În momentul ăla și după un an a făcut o scrisoare la Federația Română de Fotbal în care să-și ceară scuze și să ceară clemență că totuși am stat un an pe bară, bine, nu n-a stat pe bară, că jucau, păi da, era fratele lui Geamăn, o repriză unul, o repriză la altul. Nu știau aia de ce să schimbă postul în echipă. Băi, parcă era fundaș central ăsta, repriza a doua era extremă dreaptă, știi? Și ca să vezi cum e destinul, cine crezi că îl iartă și îi dă drept de joc? Ion Alexandrescu, care a fost vicepreședintele Federației în acel moment. Președintele Steaua. Și apoi președintele Stelei, el a făcut de fapt Steaua cea aia mare. Ca să vorbești vreodată cu Ion Alexandrescu de pe tema asta. E, uite, asta îmi pare rău, că lucrul ăsta l-am aflat acum, nu de mult timp. Nu de mult timp. Nu-l știam atunci. Eu sunt prieten, cel mai bun prieten al meu e băiatul lui, lui Ion Alexandrescu. Ne știm de când a venit tatălui la Steaua, atunci ne-am împrietenit și acum suntem prieteni foarte buni. Și i-am spus lui, cumva, adică că tatălui nu mai e de mult printre noi. Terenul la St. George, băi, era tot acolo unde e acum? Acolo era terenul, moara de care spun, Someșu, făceam baie acolo după meciuri, mai dădeam și mingea în Someș câteodată și fugeau săracii după ea până o prindeau. Îți dai seama dar că era... Dar aveai devenit de unde stăteai tu la blocuri acolo, da? Până la terenul de fotbal? Da, bine, nu, cam un kilometru. Da. Veneam pe calea ferată tot timpul, știi? Da. Îmi plăcea să-mi dau pe calea ferată și de la bloc, de la mine. Da. Și nu mi-ai spus cum s-au întâlnit părinții tăi sau cum mama ta s-au întâlnit. Acolo ea, mama lucra la prima dată la cantina stațiunii. Tata era, cum spuneam, electrician. S-au împrietenit, au fost la cum erau seriile, sâmbătele, orele și au fost acolo, s-au întâlnit și de în prima seară de când s-au întâlnit au rămas împreună. Aia, au fost probleme, îți dai seama, maghiari, nemți, germani, nu prea bunica mea din partea lui tata vroia unguroaică, da. Bunicul n-avea nicio problemă, la un moment dat, cum facem să o chemăm pe bunica, că trebuia să o ceară de nevastă. Și ea din Ghirol, de acolo, și trimite bunicul telegramă, îi spune că e bolnav, să vină urgent la St. George, că nu... El mergea în fiecare săptămână acasă, după muncă, știi? Când se termina săptămâna, mergea, stătea 2 zile la Ghirol, acolo, pe urmă revenea la cariera de piatră în St. George. Și când a venit bunica la gară, când se coboare din tren, alaiu, toți erau... Și așa a dat seama atunci că a fost păcălită, știi, și s-a urcat în tren să se întoarcă, să mă duc înapoi, da. Nu știa că trenul merge la Rodna, că nu se întoarce din St. George. Da. Și a prins-o bunicul de mână și a zis că dacă nu rămâi cu noi aici și nu mergem să pregătim nunta, divorțez de tine. Îți dai seama, în perioada aia să-i spui soției că divorțezi era o cel mai mare păcat, cred că, de pe lumea asta. Da. Și asta a fost istoria, ca după aia bunica să o iubească foarte mult pe mama, în ani, s-a înțeles foarte bine cu ea. Și așa a ieșit dintr-un maghiar și o săsoaică, a ieșit unul care a jucat pentru România. Da, român de român, adică român, da. Păi da. Dar n-ai avut niciun fel de...
de probleme cu nimeni în perioada comunistă. Am avut probleme, mi-era frică tot timpul. Eu la un moment dat aveam rude care erau în Germania. Am avut doi unchi care ei au rămas după război afară. Unul în Anglia a ajuns prizonier pe acolo, a rămas acolo, s-a căsătorit acolo, și unul în Austria. Și știi că, dacă ți-aduce aminte, în perioada aia, de câte ori completai niște formulare pentru a pleca afară, că eu am început să plec de la 15 ani jumate cu juniorii. Era o rubrică în care dacă, să scrii dacă, dacă ai rude, da, în străinătate, și întotdeauna o lăsam goală, știi? Scriam că nu am, că mi-era frică că dacă o să scriu, nu o să mă lase să mai plec, știi? Și mulți au rămas în perioada. Și când ai ajuns la Steaua, în mijlocul armatei... Când am ajuns la Steaua, îți dai seama, mai rău. A fost mult mai greu să ascund lucrul ăsta, dar nu m-a întrebat nimeni vreodată sau... Da. Dar am avut, adică totdeauna aveam cu noi în deplasări pe cineva necunoscut. Banii se spunea că o să ne dea mingile la antrenamente din spatele porții, că trageți la poartă, ce are grijă de noi. Apropo de asta, tu nu te-ai gândit niciodată să rămâi afară în perioada comunistă? Nu, știu Belo, cu el vorbeam mult, eram colegi de cameră și el vrea mult să rămânem, însă eu i-am spus că nu pot. Mi-era frică pentru părinți. Tata era membru de partid în stațiune, așa erau toți. Avea o funcție de conducere acolo și mă gândeam că le-ar face rău. Plus că eu n-am rămas în 90, după Revoluție, în 93, când am terminat cu fotbalul, când m-am retras, eram în Spania, am jucat 3 ani. Aveam toate condițiile să rămân acolo și am venit acasă. N-am fost tipul care să înceapă o viață afară, să îmi doresc. Nu te-a tentat niciodată, nu știu, îți dai seama, în perioada comunistă, cum ne tenta pe toți să guma străină și Coca-Cola de peste graniță? Alea le-am încercat la început, când de-abia făceam rost, ca toți, nu? Chiar au fost ai mei în Germania la un moment dat și au fost la rude și mi-au dat guma atunci. Țin minte că le-am dat la toți copiii. Noi țineam guma, o rodeam și pe o puneam într-o cutie de chibrituri ca să o mai roadem și a doua zi și a treia zi. Mie îmi spui. Da. Mie îmi spui. Și... Tu totuși ai avut acces la guma mai multă decât noi ăștia de rând așa, bănesc. Dar nu, n-aș fi putut să rămân. Nu, pentru că și acum, și aici, vezi, cu timpul, deja acum mă retrag spre casă. Deja am, cât am, cred că vreo 6-7 ani de când mă retrag, tot timpul vin aici. Adică nu mai există o lună să stau la București. Deci într-o lună vin de două ori acasă. Deci stau bine, aici. Bine, și pentru că ai o iubită foarte frumoasă și foarte tânără. Da, și pentru asta, și pentru asta și pentru faptul că sunt sătul de aglomerație și acum am dat peste alta în Bistrița, că și aici ce se întâmplă e incredibil. Chiar. Sper să termine astea pistele de biciclete ca să nu mai văd mașini, că atunci nu mai pot să parcheze oamenii pe lateral, știi? Unde am parcat și eu astăzi, că n-am găsit loc în altă parte. Adică la București știu că a fost mare nebunie când au apărut pistele de biciclete, dar știi cât de bune sunt acum? Pentru mine, când vreau să-mi iau bicicleta sau cu trotineta mai merg mai nou și mă plimb așa, vreau să ies seara, sunt kilometri întregi. Știi că va fi pistă de bicicletă aproape până la tine, la Craniumăt, până la Gomar va fi pista de bicicletă. Am mers cu trotineta de două ori până la Craniumăt. Da? Da. Da, dar ai mers prin aglomerația asta infernală de acum. Da, dar știi că e dar totuși acum se face pistă până în Craniumăt. Da? Nu până în Craniumăt, până la Gomar acolo. La Gomar, da, știu unde. Da. Am venit știi că pe marginea drumului e totuși delimitat pentru bicicliști. Dar e periculos. Trec mașinile, tirurile. Dar ce ai venit să-ți iei trotineta? Te-am văzut pe Facebook. Păi și de ce să nu iau? Când eram mic nu aveam. Numai avut, am văzut că ai scris. Păi când eram mic n-am avut. Am avut și când eram mic, da. Auzi, când eram mici, trotineta era o rușinică așa, adică n-aveai bani de bicicletă, de aia ai trotineta. Da, da. Cam asta era cu trotineta. Eu n-am avut nici de trotinetă și mi-a făcut tata una cu rulmenți, de s-auzeam tot în Giorzu când ieșeam pe stradă. Da. E așa un moft. Ce n-ai făcut în tinerețe, îți vine să faci acum, nu știi cum e. Ne prostim la bătrânețe. Da, te-am admirat întotdeauna pentru viața asta boemă așa pe na, care... Eu așa am fost întotdeauna, poate un pic altfel, știi, și cu muzica și cu... nu știu, așa, de asta poate nici n-am mai vrut să antrenez. Pentru că simțeam că nu mai trăiesc, știi, adică nu mai de dimineață până seara, târziu, nu mai fotbal, nu mai nervi, nu mai probleme, nu mai... Și la un moment dat am zis, păi ce fac? Ajung la Balamuc?
Eu vreau să mă relaxez, vreau să trăiesc viața frumos, nu să zi de zi numai presiune, numai rezultat, numai nebunie, numai tot felul de oameni care unii nu știi de ce sunt în fotbal sau ce caută în fotbal. Și nu, astăzi crezi că numai așa se poate, dedicat de dimineața până seara? Clar. Eu când am muncit și nu, îi văd pe ceilalți, văd pe Hagi. Hagi e de 10 ori mai implicat. Nu poți în fotbal dacă nu-ți dedici tot timpul, nu mai ai familie, nu mai ai prieteni, nu mai ai nimic când ești antrenor. Tot timpul ți-l dedici fotbalului. Și în ziua liberă aia pe care o ai, când o ai, acum cum se joacă miercuri, sâmbătă, nu o mai ai. Dar dacă o ai, să zicem, lunea, trebuie să-ți faci analize, să nu analize medicale, da. Analize de fotbal. Îți faci analize, îți pregătești săptămâna, vezi adversarii cu care te întâlnești meciul următor, deci nu... am simțit că trebuie să pun capăt. Și ai pus definitiv? Da, deocamdată așa, agi-mă tot bâzie că facem treabă împreună, că o să facem tot împreună, că da, e... nu mai pot... Ce-ți propune? Zine în premieră nouă. Nu, că zic, el totdeauna își dorește să ajungă undeva la o echipă mare. Sau, adică, și să mergeți împreună? Și de multe ori discutăm și să facem iar împreună. Păi, am făcut echipă la echipa națională, da, cu ghinionul ăla pe care l-am avut cu Slovenia atunci, cu ratarea calificării. Apoi am fost la Galatasaray împreună, acolo n-a fost rău, a fost destul de bine. Am fost la un pas de campionat să câștigăm, l-am câștigat cupa Turciei. Și la Timișoara. El e foarte implicat. La Timișoara am fost în primul an al lui acolo. După urmă am fost eu principal după câțiva ani. Da. El e foarte implicat. Și îmi place foarte mult că când te uiți la o echipă pe care antrenează el, vezi stilul pe care îl imprimă. Adică vezi că se lucrează ceva, clar. Nu e nimic întâmplător. Totul e pregătit. Totul e făcut la antrenamente. Am fost și la antrenamente la el și acum am fost la mare, iar am fost să-l văd la antrenamente și îmi place foarte, foarte mult cum lucrează. Foarte mult. Păcat că el merită o echipă mare, adică una mare nu de la noi, că noi nu mai avem echipe mari aici în România. Dar alege prea mult sau nu are oferte? Cum? Care nu e, problema e că e implicat foarte mult la... El a fost implicat la Viitorul, da? Până să fie Faro acum. Și-a băgat bani acolo, a făcut acea școală. Era greu să lase, după ce a construit cât a construit, ani de zile, să lase cuiva pe mână ce a făcut el acolo. A lăsat-o vreme și ai văzut ce s-a întâmplat. A lăsat-o un an și era aici, da. Deci nu plecase. Și de asta, acum e nou proiect cu Farul, da? Ce au făcut acum, iar ei va fi greu câțiva ani să plece, dar probabil că până la urmă, oricum încă e tânăr pentru antrenor, așa că eu sunt sigur că va prinde o echipă mare până la urmă. Bun, hai să mai bem o gură de vin. S-a uscat gura, da. Vorbim prea mult. Nu vorbim deloc prea mult. Și în primul rând îmi place că vorbim lucruri pe care oamenii nu le-au mai auzit încă. Da, tot am zis că să le scriu într-o carte, să dați leneș. Doar la țară, acolo, la Crainimăt, nu sunt leneș, că nu poți acolo. Trebuie să lucrezi tot timpul. Totdeauna e ceva de făcut. Da, păi așa e pe lângă casă. Totdeauna faci ceva, trebuie să faci altceva. Întotdeauna. Ba, tunzi ziar, ba, cu... Mai place tâmplăria, mai iau obiecte vechi, mai găsesc și le recondiționez. Sau... Ai și frumos. Gospodărie mare acolo, ai mare suprafață, nu? Gospodărie. Ai vreo 30 de ari. Da, cum se spune aici. Da. La noi, că totul e pe ari, că până m-am obișnuit cu arii... La noi cu ar la București cu metri cu pătrați. Da. Deci astăzi diferențele la noi. Timpul stă mai mult în loc aici, distanțele sunt mai... mici, da. Nu, lumea să știi că se retrage la țară. Lumea după o vârstă, după 50 de ani, deja există o tendință foarte mare. Chiar mă gândeam că ar fi o bună și afacere, dar să recondiționez casele vechi, știi? Că așa e cum am făcut-o pe asta mea, unde m-am mutat. N-am crezut la început că o să stau acolo. Am zis că o să fac așa de vară, să mergem, să facem un grătar, să am niște pomi fructiferi, dar uite că până la urmă m-am mutat practic acolo și am multe neajunsuri cu ea. Acum sperăm să băgăm și gazul și de ale noastre cu oamenii de acolo. Nu s-oprește niciodată problemele la casă. Probleme sunt tot timpul. Dar e bucuria aia, știi, când vezi că ai mai făcut ceva,
ai mai făcut ceva și apare un lucru nou și asta și că l-ai făcut tu. Afinat ai făcut frumos. Anul ăsta, că anul trecut pe vremea asta îmi spuneai că te-ai apucat de afinat. Și am făcut mai mult acum, vișinată și afinată, am făcut o damigeană de 5 litri, dar vișinată mai multă, că am acum câțiva aghiotanți acolo la București, care la Digi, de-ai mei, Vali Moraru și ăștia, trebuie să le duc tot timpul. Vișinată, și le place vișinată? Da, unii cu cuțuica, alții cu vișinată, alții cu vinul, că și vin facem cu cumnatul meu. Noi da, luăm mustul și facem. O să-ți dau și o sticlă de asta de la Dumitra. Să, da, să el e, da. Cumnatul meu e, el e specialistul și facem un vin foarte bun. Ne luăm must de la o societate renumită de vinuri din România. Și, must, dar să știi must. Că e bun. Ăsta e, e foarte bun, mai ales că mi-ai zis că e după o rețetă săsească, da. Îți dai seama că îmi place și mai mult. Și facem cam 400-500 de litri pe an. De vin? Da, da, da. Mult? Da. Da. Bem așa, uite, câte două pare în fiecare seară, plăcut. Și să stai la televizor, mai bem un par de vin. Mai ales că și că ai făcut de tine. Am văzut că ai fost și într-un concediu prelungit anul ăsta. Ai fost prin... Am fost, da. Grecia, puțin în Grecia și... Adică, cât am stat? 10 zile, nu mai știu. Da. Și în Turcia nu. În Grecia la mare am fost, la Iachi. Da, la noi. Da. În Grecia unde? Cum a fost prin Grecia? În Grecia a fost foarte frumos. N-am mai fost de când eram jucător la Steaua, în Creta. În Atena am mai fost, dar în Creta mergeam în pregătiri. Am fost, cred că am făcut în Creta vreo 4 ani la rând pregătire de iarnă acolo. Că era clima mai blândă, mai aveam teren cu iarbă și ne aveam și relații noi cu Steaua acolo și acolo ne pregăteam. Că știu că erai în concediu când a fost meciul ăsta de lansare a echipei Gloria pentru Liga 3. Da, apropo de asta, că vreau să fac o mică corecție, pentru că am văzut că am fost pus și eu pe afiș, dar din păcate nu m-a sunat nimeni să mă invite și eu nu vreau acum să reproșez cuiva lucrul ăsta, sau, dar că poate le-a scăpat organizatorilor sau... Numai că aș vrea ca lumea să nu creadă că Balin n-a vrut să vină sau că nu știu ce... Pur și simplu n-am știut de meciul respectiv, am aflat cu 2-3 zile înainte că e un meci și că sunt pe un afiș. Și eu eram la mare în vacanță și nu m-a sunat nimeni să-mi spună, să mă invite să fac parte și eu din cei care veneai, au fost la... Veneai, că veneai, că era un... Dacă știam din timp, chiar dacă aveam concediu la mare, dar puteam să rezolv, că veneam, nu era problemă. Luam un avion la Cluj, de la Constanța și nu era o problemă. Dar asta e, nu încă o dată, nu vreau să reproșez, dar să nu creadă nici fanii care sunt aici că Balin n-a venit, că nu știu, nu i-a convenit ceva sau pur și simplu nu s-a știut. Cum mai stăm cu proiectul ăsta al Gloriei? Știu că anul trecut pe vremea asta sau poate un pic mai spre iarnă, așa, ai fost contactat de cei din primăria Bistrița care ți-au propus să conduci un fel de academie pe care primăria ar putea o înființa la Bistrița. Da, am vorbit și am vorbit... Ce îmi spui nou? Nu am ce să spun. Am vorbit cu primarul care dorea să investească într-o academie de fotbal pentru copii, să facem o academie. Eu i-am spus că în primul rând trebuie bază. Fără bază n-are niciun sens să ne apucăm. Așa, hai să ne antrenăm azi acolo, mâine dincolo, pe un sintetic sau pe nu știu unde. I-am făcut un plan. L-am dat, a zis că are în vedere două baze de fotbal, de una pe un deal, două. La mecanică, la și, mecanică proiect și proiect. Da, așa. Da. Și în momentul în care le va lua și le va pune la punct, vom vedea. E chestie de durată, adică nu e ceva de azi pe mâine. O să facă și stadionul nou, am înțeles până la urmă. Am vorbit cu domnul președinte Radu Moldovan, la fel, că dorea să mă implic la Gloria Bistrița, că mi-a zis că nu vrea să o lase să dispară, că avea niște probleme, ca după aia și primarul a spus că vrea să se implice și să o facem împreună în ultima 100 de metri, dar nu știu ce s-a întâmplat până la urmă. Le-am zis că e foarte greu să mă implic, pentru că încă nu am stabil ceva, adică eu vin aici, stau două săptămâni, plec la București, stau două săptămâni, sunt legat de Digisport, adică în momentul când te implici la o echipă, cum e Gloria Bistrița acum, trebuie să fii permanent. Adică nu poți așa, de pe drumuri, hai să facem treabă. Nu, eu știu cum e, când, de asta spuneam cum e în fotbal. Și prefer să stau deoparte,
merg, o să merg la meciuri când o să fiu pe aici, să-i văd și eu că, na, totdeauna îmi va rămâne dragă Gloria Bistrița, cum și Hebe St. George, băi, la fel. Adică sunt echipele mele de suflet, până la urmă, lăsând deoparte Steaua și Burgos. Nu, că, na, eu n-am făcut ca alții să joc la 20 de echipe. N-ai prea multe am 4 echipe. Ai antrenat multe echipe. Am antrenat, dar de jucat 4 echipe. Da. Hebe, Gloria, bine, Luceafărul nu Luceafărul se pune. Care pe... ca un centru de tineret, ca o echipă Steaua națională. Steaua și Real Burgos. Da. Astea sunt echipele mari la care ai jucat. Apropo de asta și de Steaua, am o controversă foarte mare cu toți prietenii mei cu care mă întâlnesc. Deseori, când mergem în concedii sau la schi, avem polemica asta de ani de zile. Cine a construit Steaua din 86? Cine a făcut marea echipă a Stelei? Există păreri care spun că echipa a ajuns să joace așa, cu stilul ăla rapid, cu tiki-taka aia de pe vremea de atunci, datorită jucătorilor ei care erau jucători de mare valoare în vremea aia. Alții spun că stilul ăsta a fost imprimat de Emery Kieney. Și nu ajungem niciodată la un numitor comun. E un subiect care nu se termină niciodată și acum, cu ocazia asta, aș vrea să lămurim pe cât putem, pentru că avem unul dintre cei mai avizați oameni care să ne explice cine a creat acea stea senzațională care ulterior a mai ajuns la performanțe foarte mari, semn că a fost totuși o echipă valoroasă, dar care a avut jucători ce n-au reușit să se impună pe la alte echipe de club într-un stil mare, adică n-a mai jucat Bărbulescu nicăieri, Duca Dam n-a mai jucat nicăieri, Bumbescu, Duca Dam s-a retras, Bumbescu n-a mai jucat pe nu știu ce, Bălan. Deci cum Liga a doua. Cum putem explica succesul ăsta fulminant al Stelei de atunci și valoarea ei din acea epocă? E ca și cum vezi o familie frumoasă cu copii mulți și vezi pe părinții lor că ajung la 80 de ani, înțelegi, și sunt împreună și cam asta e, adică și-au avut o viață superbă, da? În care au crescut nu știu câți copii. Deci la fel a fost și echipa asta, în primul rând. Au contribuit mai mulți, nu poți să spui că sigur, în anumită măsură, adică, dar mai mulți oameni au fost care au contribuit la nașterea acelei echipe. Și cel mai important, eu cred că a fost Alexandrescu, Ion Alexandrescu. El a fost pentru că el a știut, având ochi de fotbal, da? A știut cum să-i aleagă pe jucători, ce are nevoie echipa respectivă. Sigur, consultându-se și cu antrenorii. Apoi Halagian a avut iar o contribuție, pentru că a adus niște jucători și el i-a convins, da, cum Belloni, care nu voia să vină, el a fost de mult ofertat de Steaua, dar nu s-au pus de acord, nu voia să vină și Halagian a insistat foarte mult, s-a dus și la el acasă, în fine. Belloni a cerut în momentul ăla marea și sarea și i s-a dat. Și până la urmă Halagian a fost, cum să spun, a pus condiția capitală, că trebuie să fie Belloni la echipă. Deci am început cu Ion Alexandrescu, Halagian a avut o contribuție și ca fotbal, ca joc, ca spectacol, ca tot, și ca aducerea unor jucători, a fost Ienei, clar. Ienei, antrenorul perfect pentru noi. Avea o echipă foarte bună, a știut să ne țină aproape pe toți și a știut să ne facă să jucăm repede, să pasăm repede, să alerge mingea. Noi obosim dacă alergăm, așa ne spunea. Mingea nu obosește. Faceți-o să alerge ea. Jucați simplu, da? Și țineți mingea la noi. Gândiți-vă că aveți un bulgăre mare de aur și că bulgărele ăla nu vrem să-l dăm la nimeni. Vrem să-l păstrăm pentru noi, da? Trebuie să știți cum să-l păstrați. Asta ne spunea, adică niște vorbe foarte simple. În ziua de astăzi stai și pui pe video, pe computere, le desenezi, le faci animații și jucătorilor, pe când Naomi avea niște lucruri clare pe care le repeta de multe ori și astea ne-au rămas în creier.
Mergeam, ne antrenam foarte simplu, nu făceam antrenament, când te uiți astăzi unii, ba cu niște coarde, nu știu ce fac, ba, adică niște antrenamente, numai fotbal nu fac, știi? La noi nu, la noi tot era minge și joc rapid. Era el un psiholog foarte bun în primul rând sau venea la antrenament cu niște planuri tactice și vă explica să pasați în stânga, în primul să pasați rând, în el era un mare psiholog pentru că ne spunea și ni se intipera în minte lucrul ăsta, adică nu numai că ni-l spunea și intra pe ureche și ieșea pe alta, că suntem cei mai buni și că ne putem bate cu oricine. Putem să și pierdem de la oricine dacă nu suntem serioși, însă putem să batem pe oricine, pentru că el n-a văzut jucători de calitate pe care o aveam noi. Și asta îți dădea un curaj extraordinar când intrai în teren. Puteai să joci cu Barcelona și Real Madrid, noi eram Steaua, noi știam că suntem cei mai buni, că așa ne-a spus antrenorul nostru. Dar să jucăm jocul nostru, adică nu uitați, ca să fiți buni și să câștigați, trebuie să faceți jocul acela pe care îl știm noi cel mai bine. Și de unde știați ăla jocul simplu. Ăla? De unde știați din 5 voi contra tiki-taka 2. Aia cu două? Noi cu, făceam la cu, fiecare cu antrenament. 20 de ani înainte ați învățat. Aia da. O făceam la fiecare început de antrenament și jumătate de oră jucam 5 contra 2 sau 6 contra 2 sau 4 contra 2, da? Măgărușul la mijloc, cum spun unii, da? Da. Și jucam dintr-una sau maxim două atingeri. Deci noi nu exista antrenament să nu jucăm ăla. După care noi făceam joc, două echipe. Câteodată jucam tinerii cu bătrânii, știi, ca să fie și ambiție, așa, noi ăștia tinerii să-i batem pe aia mai în vârstă. Și făceam două echipe și la fel, n-aveai voie să atingi mingea mai mult de trei ori, da? Maxim erau trei atingeri sau două atingeri și totdeauna erai obligat să pasezi să te demarci, să pasezi să te demarci. Deci asta făcându-le, tu îți dai seama că și noaptea, dacă mă trezeai din somn, pasam și fugeam. Deci aveam lucrul ăsta care asta se numesc automatisme, da, și între noi și jucătorii relațiile de care joc. Erau mai în vârstă atunci, mă refer la Bălăni, Iordănescu, Pițurcă, Stoica, care toți, mai puțin Stoica, au ajuns mari antrenori ulterior. Se implicau în antrenamente, au avut o importanță mai mare în formarea acelei echipe. Jucătorii de care ai amintit au fost cei mai serioși. Ei dădeau exemplu cum se pregăteau, cum erau în vestiar și cum erau în afara vestiarului, da? În viața din afara stadionului. Deci ei erau exemple pentru noi. Noi n-am avut exemple negative, cei tineri, că noi eram tineri atunci. Eu, Belo, Lăcătuș, eram puști. Și de asta spun că ei, asta a fost avantajul, ei ne corijau pe noi, da? ei ne spuneau când greșim sau ne puneau în teren, păi trebuie să stai acolo, trebuie să faci acolo, trebuie să... Adică totdeauna ascultam, pentru că îi respectam, era respectul ăsta, da? Și pentru că erau buni, adică se impuneau prin jocul pe care îl făceau pe teren, adică nu era unul care să vorbească, să se creadă mare jucător, să aibă 30 ceva de ani, dar el în teren să fie slab, să nu merite să joace în primul 11, dar joacă că e prieten cu antrenorul. Sau. Deci nu, ei erau primii care dădeau exemplu. Cât de mult a contat și faptul că sistemul competițional era așa cum era atunci și din 4 meciuri ajungeai până în finală? A, crezi conta. Că astăzi... Da. S-ar mai putea întâmpla așa ceva dacă să presupunem prin absurd că s-ar juca tot ca atunci? Păi Steaua atunci, ar mai ajunge? Atunci, dacă ți-aduce aminte, erau numai campioanele. Da. Da? Cupa campionilor, așa da. Se numea, și erau numai campioanele. Problema e că a fost un avantaj pentru noi. Noi în 5 meciuri am jucat finala, deci noi eram al 5 adversar, nu? 4 adversari da, și al 5-lea a fost da. Barcelona. Da. Deci de asta spun că era mai ușor să ajungi, astăzi e mult mai greu. Nu știu dacă astăzi, dacă ar fi la fel cu campioanele, dar nu. Campioana României, păi n-are cum să iese în primul tur în ziua de astăzi cu celelalte campioane. E greu. Și invers, dacă Steaua de atunci ai aduce un sistem competițional de acum, cu atâtea jocuri preliminare, cu grupe, cu toate care dacă mai ajunge undeva. Da, dacă am aduce Steaua de atunci. E foarte greu. Nu, astea vezi că de multe ori, domne, cine a fost? Ce generație a fost mai bună? Sigur. Nu poți, că fiecare la timpul ei a vorbim, fost. Da. Echipa aia oricum, un lucru a fost clar și acum văd meciul cu Anderlecht de multe ori, mi-l pun, pentru că ăla a fost cel mai bun meci al nostru. Și
cum jucam noi atunci, joacă echipele mari acum. Sincer, deci fără lipsă de modestie spun că jucam atât de repede, deci viteza de joc, că fotbalul atunci era mai lent, da? Cum e mai rapid. Dar noi aveam o viteză de joc, cu asta îi zăpăceam pe toți. Viteza de joc pe care o aveam și sigur cu organizarea în teren și fiecare jucător pe postul lui era cel mai bun. De asta Ion Alexandrescu a avut mare contribuție. Ce am nevoie? Băi, am nevoie de un creier acolo, un jucător lângă Stoica și l-au adus pe Belloni. Am nevoie de un om de gol, n-am om de gol, l-au adus pe Pițurcă, că marca golul. Dar antrenorul cerea pe vremea aia, cum cer acum? Alexandrescu era practic și antrenor la echipă, vorba vine, adică antrenor, faptul că era om din fotbal, a fost mare fotbalist la Steaua el. El cu Ienei se consultau, cu Halagean se consultau, deci totdeauna erau, se consultau foarte mult acolo și cu Iordănescu apoi când a fost antrenor secund și apoi antrenor principal. Deci totdeauna se întâlneau în birou și vorbeau, măi, ce avem nevoie, ce crezi, cum? Bine, nu era tipul de conducător să spună bagă-l pe ăla sau fă aia, că nu, dar îi se cerea părerea tot timpul, pentru că era un mare de fotbal. Și acum, dacă întreb pe toți din fotbal cine a fost cel mai mare conducător, toți o să spună Ion Alexandrescu. Deci toate astea plus faptul că n-au fost echipele englezești în sezoanele alea. Pentru că care echipe? Una. Care? Campioana Angliei. Da. Deci dar putea scăpat. Să nu nimerească cu noi. Exact. Ați deci nu e, că mulți spun, domnule, erau suspendați englezii. Păi o echipă care putea să fie alta. Nu? Da, așa este. Ce să faci? Sau în plus faptul că v-a ajutat Valentin Ceaușescu de atâtea ori. Cu ce ne-a ajutat? Nu știu. Știi cu ce ne-a ajutat Valentin Ceaușescu? În primul rând, în campionat ne proteja. Că dacă începem iar să discutăm de ce erau, ce se întâmpla în vremurile alea, cum erau vremurile de atunci, cu poliția și cu Dinamo și cu Victoria și cu Moreniu și cu toate echipele astea înfrățite și așa. Nu poți să zici că n-a avut. Și el a avut o contribuție că ne-a protejat într-un fel cu arbitrii, pentru că mulți arbitri de multe ori erau presionați, sau presați. Da. Să ajute alte echipe și el venea la meciuri și de față că el nu își permiteau și doi la mână el ne-a ajutat foarte mult pentru că a fost de fapt psihologul echipei el întotdeauna a crezut, el a fost primul care a crezut că noi putem ajunge în finala Cupei Campionilor și când ne-a zis în anul ăla noi am râs, nu credeam, el ne-a spus el voi o să ajungeți în finală, ascultați ce vă spun eu aici. Și noi râdeam, ne dădeam coate și naiba să ajungem noi vreodată în finala pe campion. Dar el, și uite așa, etapă de etapă venea, mai avem puțin, vezi, să nu vă luați în cap acum, dar că ajungem în finală, cum v-am zis. Uite așa, am ajuns în finală și acolo ne-a zis că o să o câștigăm. Și deci, acolo. Dacă stăm să ne gândim ce a avut Steaua atunci, cum zici tu, un conducător foarte bun, un antrenor foarte bun, un sistem politic... Da, favorabil. Clar, păi, trebuie să recunoaștem. Adică exact ăsta, ce n-are acum. Păi acum cu politica în fotbal. Exact ce n-are acum. Nu face treabă în politică. Nu, politica. Da, exact, da, lucrurile astea nu le avem acum. Președinte, da. Ce avem la Steaua în momentul ăsta sau la FCSB, nu se nu, poate mai, vorbi. Mult, antrenori, vedem cum vin și pleacă la FCSB, nu-i vorba de asta. Acum se pare că s-au mai îndreptat lucrurile, dar să vedem cât durează. Eu nu știu cât va dura. Bun, mai... Bem un pahar de vin, te rog să te servești. Mai bem o gură, te rog să te servești și cu... Aici avem și, nu știu ce astea, care poate merg mai bine cu vin decât... Mama m-a învățat un lucru, nu vorbi cu gura plină. Nu. No. Nu. No. Nu avem ceva, trebuie să vorbim ca să nu lăsăm timp morți în emisiune. O să gust clar după ce terminăm de vorbit. Da, mai avem o legendă așa care... Aș vrea să o mai, s-o mai lămurim. Mai e o legendă că te-ai lăsat de fotbal repede, la nici 30 de ani, de la Burgos, din Spania, da. După o accidentare cruntă. Da. Cruntă, nu știu, eu încă am dubii ce s-a întâmplat atunci. A fost o accidentare într-un meci cu Real Madrid, cu Sanchez, el mi-a făcut o alunecare de la spate, am ieșit de pe teren, n-am mai putut să continui, după care mi-am revenit. Ai filmat? Dar nu. N-ai momentul ăla filmat? Nu am momentul filmat. Am operația filmată. Mi-au făcut-o din aia atroscopie și cu cameră de vedere. Și ce a fost? Și eu cred, nu vreau să-l acuz pe primul doctor care m-a operat,
că a greșit ceva acolo. Pentru că eu aveam un simplu menisc, practic, care nu era mare lucru. Jumătate era rupt. Deci, el ar fi trebuit, poate să-l scoată pe tot, mi-a scos numai jumătatea ruptă și când a umblat acolo, pentru că n-avea experiență în interiorul genunchiului, cred că mi-a distrus cartilagiul. Sau l-am forțat eu după prima operație, că îmi doream să joc și de multe ori mi s-a umflat genunchiul și de multe ori scoteam și lichidul din genunchi, o siringă sau ca să joc și asta, și l-am forțat prea tare și s-o fi distrus atunci cartilagiul, să poate și asta, nu știu. A doua operație, că am făcut două, am făcut-o la Madrid, la un doctor renumit și acolo ar fi trebuit să fac poate și pe prima. Prima unde ai făcut-o? La Burgos. La Burgos. Nu pot să acuz pe cineva sau să știu care a fost cauza, până la urmă, de ce a trebuit să mă retrag, că n-am mai putut. Deci genunchiul meu și momentul, cum a fost momentul în care te-ai accidentat? A fost un fault la un meci cu Real Madrid, la ei. A venit din spate, se întâmplă. Și a fost o intrare intenționată, o intrare dură. Și m-a prins piciorul pe sol și mi l-a sucit din genunchi. Dar nu s-au rupt ligamentele, nu? Nu, nimic, nu. Mă durea, dar nu, n-a fost ruptură de ligamente sau ceva. Bun, și legenda zice că te-ai lăsat de fotbal pentru că ai fi primit o pensie substanțială, nu, și că era mai rentabil să... legenda. Păi, de asta zic că s-o lămurim acum. Știi care... Și că era mai rentabil să iei pensia decât ai fi câștigat din fotbal ulterior. Tu ce ai fi făcut? Ai fi acceptat un contract de 250.000 de euro pe an după Burgos, da, când m-am accidentat, aveam ofertă de la Saragoza, 250.000 sau o pensie de 1.000 de euro pe lună? Sau 1.000 de dolari, că în perioada aia nu erau. Păi noi nu știm de pensia asta de 1.000 de euro, noi știam de o pensie de 10.000 de euro. Nu există așa ceva, nu. O tâmpene, nu. Orice pensie... Acum am mai crescut în timp, dar nu... Știam că există ceva pensii de astea de boală, de accidentări la locul de muncă sau eu știu eu ce tâmpenii auzeam mai devreme. Deci eu aveam 30 de ani, aveam o propunere să merg la Saragoza, că Burgos s-a retrogradat atunci și aveam un contract bun dacă mergeam la ei. Deci pe an aveam și făceam 3 ani contract și n-am mai putut, m-am chinuit. Sigur că era clauză, că contractul e valabil numai dacă pot să mai joc, că ei știau că sunt accidentat și... Și n-am mai putut și pe urmă m-am dus și m-am adresat Ministerului Muncii ca să mă ofere pensie, pentru că era normal, eu plăteam, de fapt clubul plătea asigurări sociale, deci la ei fotbal e meserie, a trebuit să mă retrag, aveam invaliditate, da? Și pentru asta am primit pensie, o primesc și astăzi, o declar în România, plătesc impozit la ea în România. Dar nu-i de 10.000? 10.000 pe tot anul. 10 e, pe tot anul, da. Deci nu-i de 10.000 pe da, lună. Da, mai mult chiar, mai mult da. De 10. Cam 1.000 și ceva de euro pe lună. Da. Da, nu e foarte mult. Dar e o pensie ca și cum și la noi sunt destule. Bun, la nivelul ăsta. Am elucidat și misterul ăsta. Deci nu te-ai lăsat de fotbal pentru că ai primit o pensie. Cum 10.000 pe lună, credeai că... Nu, eu credeam că... Cine să dea o pensie de 10.000? Nu, eu credeam. Așa se vorbea, așa se vorbește. Că era mai rentabil să iei pensia decât să... riști în continuare nici să joci, să te accidentezi sau cine știe ce. Aș fi jucat gratis dacă aș mai fi putut. Și de câte ori mai vorbesc cu un jucător care are o vârstă și zice gata, mi-ajunge și vreau să mă retrag, că am 35 de ani de exemplu, îi spun băi, mai poți? Păi aș mai putea. Joacă. Cât mai poți, joacă, că o să ai timp să stai după aceea și o să vezi cât de greu e. Joacă cât poți. De asta eu îi admir pe cei care au o vârstă și care, uite cum e Culio, care a revenit în România la 38 de ani, sigur că nu mai are randamentul probabil pe care l-a avut acum câțiva ani, dar faptul că sunt profesioniști, că își doresc să joace, asta e un lucru bun. Deci eu niciodată nu m-aș fi retras din fotbal ca să câștig niște bani. Adică e ca și cum cineva ar fi venit să-mi spună, uite, îți dau niște bani, retrage-te din fotbal. Sigur, niște bani, sigur, toată viața. Sigur, toată viața. Știi de ce? Fac comparație cu sportivii de la celelalte sporturi care iau pensia asta, renta asta viageră și se lasă de sport. Pur și simplu ajung să câștige o medalie europeană sau mondială, se lasă de sport. Dăm un exemplu, unul, în România. Toți. Care se lasă de sport. Păi de ce? Că oricum pensia respectivă va obține Nu. Pensia asta viageră se oferă în România la celelalte sporturi numai dacă te lași de sport, dacă nu mai continui activitatea competițională. Păi nu, tu la un moment dat te vei lăsa de sport, că nu poți să faci nu știu cât timp sport.
Și când te-ai lăsat de sport, îți obții pensia viageră. Nu, dar e mai rentabil, e mai rentabil decât că tu cât faci sport, nu ți-o dă. Ți-o dă numai când te lași de sport. Da, dar tu dacă mai poți să iei 3 medalii, păi, nu te duci să nu le iei. Nu iei atâta cât e renta asta viageră. Nu mai câștigi atâta cât e renta. No, e... Da, mă rog. Eu nu cred că e vreo unul care... Adică eu spun cum, cum gândesc eu. Adică să faci sport, să faci ceva ce îți place cel mai mult... Și la un moment dat să te retragi numai ca să câștigi niște bani, adică să te retragi. Da. Când banii ai oricum iei, pensia oricum venea. Și la mine, dacă eu nu mă retrăgeam atunci, poate că mă retrăgeam peste 3 ani, 4 ani, 5 ani. Da, dar noi ne gândeam că a fost o situație specială, un accident de muncă în urma căruia a fost accident de muncă la mine, în urma căruia a fost primit mai mulți bani. Nu, mă rog, am elucidat misterul. Deci, am și alte întrebări indiscrete dacă am pornit așa pe... Pe nu sunt întrebări de asta, indiscrete. Vreau să te provoc la roata asta păcii pe care o avem noi, să-ți ofer mouse-ul ăsta și să învârți un pic o roată pe care o vei vedea pe ecran. Uite, acolo jos învârte și să răspunzi la trei întrebări. Și unde se învârte? Să dau jos, 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 scrie învârte, apasă acolo. Ah, acolo. Stai așa. A, așa. Și se oprește singură? Se oprește singură, da. Păi înseamnă că e măsluită. Nu e măsluită. Uite, asta e chiar faină. Piesa mea preferată, să o fredonez. Da. Nu sunt bun cu vocea, nu. Tu ești super talentat la toate. Adică e foarte greu să aleg o piesă preferată, că am atât de multe și în funcție de momente, de stări, le ascult, știi? Pentru că eu cu muzica, cred că știi că sunt un bun cunoscător. De asta am pus întrebarea asta. Dar nu de pot asta să am pus-o cânt printre. Eu nu pot să cânt, că... Eu ziceam că n-am voce. Acolo scria să fredonez, nu să cânt. Da. Să păi, fluier. Să fredonez, să fluier. Să fluier, care-i? Nu, uite, hai să-ți aleg una care mi se pare melodia, cea mai frumoasă melodie, probabil, din care, adică cea care îmi place mie cel mai mult e Hotel California, al lui Eagles. E melodia pe care mi-o aduc aminte de mic, da? Și pe care o ascult și acum și sunt încă, mai descoper variante și variante. Da, live cântată și care are cel mai frumos solo de chitară declarat. Uite, acum două seri m-am uitat că există un live, l-am găsit pe YouTube, în solo ăsta extraordinar. E declarat cel mai frumos cel solo mai de frumos, chitară din toate timpurile, da. Da. Hai, aia, dar cum e? Hai, fredonează. Welcome to the Hotel California. Păi, da, cântă-ne un pic. It's a lovely place. Nu, nu pot să cânt, deci hai să trecem la următoarea. Hai să trecem. Bagă roata norocului. Dar nu ne dă și bani roata asta? Nu, reluare. Reluare. Da. Hai că vin și mai grele decât asta. Da, dacă nu e problemă. Dacă nu-mi convine, nu răspund, nu? Corect. Mai trag o dată. Dar nu ești tu omul ăla. Cel mai prost. Cu care te înțelegeai cel mai prost, la Steaua, la Gloria sau la Națională? Jucătorul cu care te înțelegeai, unul cu care... Păi cu ăla nu te înțelegi. Exact. Adică păi, jucătorul cu care nu te înțelegea sau pe care îl urai sau care... Exact, cu care aveai cele mai proaste relații din toată cariera. Relații proaste să fie. Da, coechipier, coechipier, nu adversar. Păi nu, la Națională putea să fie adversar la club. Da. Și coechipier la Națională. Deci, dar nu pot să zic că la Națională mă înțelegeam cu el. Deci ne uram când jucam unul potriva celuilalt, eu cu Andone, când jucam cu Dinamo, mai ales pe final când am jucat, că jucam vârf și mă marca. Dar la Națională nu eram prieteni neapărat, dar eram colegi, adică vorbeam, ne ajutam în teren, deci nu eram vorba aia, luptam pentru România. Dar la echipele de club el a fost... Că stau și mă gândesc. Să știi că eu niciodată n-am fost un tip conflictual. Păi nu, la Steaua, de exemplu, cu cine te înțelegeai rău ca la Steaua? Dar rău, adică să nu mă înțeleg. Să nu te înțelegi, la Steaua, din echipa din toate care am timpurile. Fost, din toate timpurile, nu mi-aduc aminte unul cu care să mă fi... Uite, cu Lăcătuși ne-am bătut la un antrenament, dar noi suntem prieteni foarte buni. Cum și atunci ne-a dat... Păi ne-am bătut, că am sărit la un 5 contra 2, cum făceam noi. Nu știu, ne-am înjurat acolo, ne-am sărit la bătaie, ne-am tras pumn și ne-a dat afară. Era Iordănescu antrenor, după ei, imediat a venit. Ne-a trimis la vestiar, ne-am dus la vestiar, ne-am mai înjurat și acolo și, pe urmă, am dat mâna și, hai să treacă, că ne-am enervat amândoi, hai să ieșim la antrenament. Am ieșit și nu ne-am mai primit în ziua aia. Ne-a tăiat și la bani. Dar n-a vrea, dar nu. N-aveai vreunul cu Lăcă, care să nu vorbești. Lăcă pentru mine a fost un extraordinar motivator. Adică, și datorită lui am bătut penaltii la Sevilla. El m-a întrebat. Hai, mă, că Iene cu Alexandrescu întreba
întrebau amândoi pe acolo, băi, ce facem? Nu mai avem, avem doi jucători, Majaru și Beloni. Cine, haideți, ăla-l doare, nu știu ce, ăla nu știu ce, și lăcă-mă, hai mă, nu vrei să batem și noi? Dar de ce nu bătui Iordănescu? Iordănescu i-a zis clar lui Enei, Neimi, e ultimul meci, da? E o retragere a mea, meciul ăsta. Nici nu mă așteptam să joc. Am o vârstă, am o imagine, dacă am ratez, o istorie. Dacă ratez, îmi dacă tot. Ratez, da, îți dai seama că nu mai pot să dau ochii cu fanii și cu toți ăștia. Că pot să ratez, nu? În penalti, toți au ratat, cred. Și de asta, eu pe undeva îl înțeleg. Noi eram prea nebuni cu lăcă. Hai, bă, să bă, hai să batem. Și asta e. Până la urmă mă gândeam, cine naiba l-a fi pus să mă întrebe. Dar dacă nu mă întreba, nu rămâneam în istorie. Balint a marcat. Da. Lăcătul și Balint. Și la Gloria n-ai avut vreun coechipier din ăsta cu care să te înțelegi? Am jucat puțin. Da. Am jucat puțin la Gloria și nu, ei, din contră, adică îi respectam pe toți, pentru că ei, am crescut cumva lângă ei. Eram la St. George, dar îi știam pe toți. Deci veneau în pregătire acolo, jucam contra lor, ne băteau tot timpul 8-0, 9-0. Odată m-au lăsat să dau și un gol. Era Ferenc și pe partea mea. Și a zis Vărmele, lasă-l mă și pe el săracul. Era Pantelimon, Berișorul, era. Da. Și țin minte, jucam, era pe zăpadă acolo, când veneau ei în pregătire iarna și ne-au bătut vreo 9-1 atunci. Și am dat eu golul cu capul. M-am înălțat așa, am dat un gol, eram atât de bucuros. Dar pe undeva știam că a stat mai departe marcaj Ferenc de mine, dar eram foarte, foarte bucuros. Da, mai încearcă o întrebare. Hai, că până acum sunt simple. Ce întrebă? Păi bine, tu ești tu antrenat la orice. Asta e special pentru mine, da, roata asta? Da, special, sigur. Sigur, fiecare are întrebările lui. Am înțeles, normal, că nu poți să întreb o domnișoară despre fotbal. Mai încercăm, asta a mai fost. Uite, ai mai nimerit o dată, mai două dată. Înseamnă că roata nu e mulțumită de răspunsul pe care l-am dat. Că dacă nu încercăm așa, ți le zic eu. Păi n-am ce să zic. Ce e cu roata asta? Ba, uite. Care a fost cea mai mare primă? Păi aici trebuie să mă gândesc bine. Nu, cea mai mare primă de joc a fost aro pe care l-am primit și l-am vândut cu 250.000 de lei. După Sevilla, după Barcelona. 250.000 însemnând 3 daci. 3 daci, da. Da. Păi cam 3 daci și, că erau 70.000, parcă era una, nu? Da. Deci asta a fost cea mai mare primă de, de joc. Asta a fost, pentru că, bine, m-am mai primit prime de joc și la echipa națională când ne-am calificat, am primit 80.000 de dolari atunci, care însemnau, cred că mai 90. Mult decât... După 90, la 90 și la calificarea din America. America. Tu ca antrenor secund. A fost și jucător în campania aia, în primele meciuri. Da. Noi eram golgeteri după două meciuri. Și pe urmă antrenor secund și director sportiv. Am primit și atunci, după aia noi ne-am tot calificat. Și eram antrenor secund și am primit prime. Dar ca fotbalist, asta a fost cu Aro. Care banii aia era... Da, erau bani foarte mulți, dar s-au dus, cum i-am primit dolari, așa. În dolari cam cât ar fi fost? Atunci, nu mai știu cât era dolarul. 14 lei, 10 lei, 15 lei, așa ceva. Păi mai mult, cred. Mai mult? Dar un aro cât să fi fost în dolari? Un aro cât să fi fost păi în dolari? Păi cât putea? În momentul ăla 10.000, 15.000, poate, da, nu era mai... Oricum puțin pentru câștigătoare de Cupa Campionilor. Păi clar. Foarte puțin. Clar. Îmi permit eu să-ți mai adresez o întrebare de aici, că văd așa pe albastru că scrie: cu ce personalitate în viață sau decedată ai vrea să iei cina și ce ai mânca? Cu cine ai ieșit seara la, așa din tot ce există personalități în lumea asta, vii sau decedate? Grea întrebare. Păi foarte grea, că știi... Bine, eu cred că un singur răspuns e clar, cu Pele. Cu Pele aș fi vrut, pentru că eu asta a fost, asta e supărarea mea poate din toată viața asta mai legată de fotbal, că n-am reușit să mă întâlnesc cu el. Stai că nu-i dus să... A murit Pele? A murit. Păi nu? n-a murit. E bolnav acum. E bolnav, dar l-a operat, dar când să mai mă pot întâlni cu el? Că săracul e în scaun cu rotile, adică păi e... Și ce? Nu mai am când. Chiar am făcut un promo acum la Netflix. L-am văzut. Serialul ăla lui, l-am văzut. Cu el
aș da oricât să pot să ies la o masă cu el. Ce să mănânc? Ce ar plăcea lui? Ceva brazilian, adică să fie de la el, de acolo. Da, categoric. Apropo de promouri, ai făcut senzație și cu fata asta, cum o cheamă, cu Bianca Drăgușanu. E bună, păi îți place, da? Păi nu, așa e promo, nu? Da. Face senzație, nu? Da. Da, e... Da, e campania asta. Acum tu ai văzut că casele de pariuri sunt cele care... Baza publicității. Da, care ajută cel mai mult acum și la fotbal și peste tot. Pentru că bagă mulți bani în promovare și... Da, dacă tot am vorbit de Bianca Drăgușanu, hai să vorbim un pic și despre iubirile tale, un pic. Nu, un pic. Iubesc. Hai să vorbim. Nu vorbesc despre să vorbim un pic despre femei și pentru despre... că nu mi se pare corect, frumos să vorbești despre femeile pe care le-ai întâlnit în viață și eu cred că totdeauna e bine să rămână între noi, știi? Toate poveștile care au fost și da, am avut și o căsnicie ratată, din păcate. Am două fete. Mi-aș fi dorit să am o familie precum au avut ai mei. Da, superbă, pentru că e cel mai bun exemplu și cred că mulți. Familiile vechi sunt cele mai frumoase exemple din ceea ce înseamnă familia. Din păcate, acum nu mai înțelegi nimic. Dar în cazul tău, ce a fost de vină? În cazul meu, ce să fac? Să dau vina acum sau să găsesc un vinovat? Nu, că ești destul de isteț să... Nu, motivele au rămas. Știi cum e? La un moment dat, nu mai merge treaba. Nu mai merge, fiecare o ia pe drumul lui și asta e tot. Nu. Ți-ai fi dorit să ai un băiat care să ducă înainte tradiția ta în fotbal și a tatălui tău? Mi-aș fi dorit să am un băiat. Și cu siguranță că aș fi făcut cum a făcut și tata cu mine, să-l învăț să joace fotbal sau măcar să-i placă sportul, pentru că e important și în ziua de astăzi puțin mai fac sport. Dar n-a fost să fie. Oricum, am două fete. Una, cea mică, e talentată foarte mult în muzică. Câți ani are? 11 ani. E 12, face acum în toamnă, în noiembrie. E... cântă la pian, e pianistă, e la liceu de muzică. Și acolo a fost o poveste de cancan. Da, a fost o poveste mai scurt. Nu cancan. Cancan au făcut ziarele sau astea. A fost o poveste de dragoste care s-a terminat. A reieșit un copil, da? Care a venit pentru că doi oameni s-au iubit, deci nu întâmplător. Și povestea s-a terminat. N-a mai mers. Nu din cauza neapărat a cuiva sau pur și simplu, știi cum, se evaporă la un moment dat. Și a fost scurtă. Și asta, de asta a fost cancanul, că de ce așa scurtă și de ce și copil? Păi uite că se întâmplă să iasă, nu? Să fie fructul iubirii copilului, nu? Dar nu e nicio problemă. Copilul l-am recunoscut, e fata mea, contribui la creșterea ei, deci nu se pune problema. Îi place muzica, zici? Îi place foarte mult muzica, e talentată, face și sport, nu de performanță, dar face. Da. Cealaltă mare nu s-a apropiat de sport. Ea Cea mare cât are? Cea mare are 22. 23 face în februarie. Da. Și a făcut și ea facultate la Barcelona, e... studiază. Acum a terminat, să vedem. Și povestește-ne în două vorbe așa și despre prietena ta din Bistrița. Păi e o persoană cunoscută, e director de bancă, cred că o știe lumea, e femeie la locurile ei, are și ea un băiat din căsnicia pe care a avut-o, nici la ea n-a funcționat. Ne-am întâlnit după ce s-a despărțit, ne-am plăcut. Da, trebuie să seamănă un pic așa, aduce un pic ca săsoaică, dar nu e, dar știi, poate și faptul ăsta așa, și faptul că e de aici, din Bistrița, de fapt e singura... iubită din Bistrița, da, pe care am avut-o. Da. 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 Bine, cum v-ați întâlnit? Unde ai întâlnit-o? Cum v-ați întâlnit? Ne-am întâlnit aici, în oraș. Bine. M-a contactat ea. Voia să merg să fac o prezentare la bancă, cum să reunesc și din când în când firmele și au, și că sunt invitat la diverse chestii de genul ăsta.
mai au să le vorbesc despre fotbal, despre performanță, despre asta. Și n-am mers, că n-am putut atunci. Și pe urmă ne-am mai întâlnit odată, de două ori. Dar când ai văzut cine te-a invitat, ai zis, opa, da, stai. Da, da, nu, dar am vorbit, n-a fost ceva neapărat din prima, știi, așa. Dar ne-am împrietenit, în primul rând. Fiecare ne-am povestit povestea vieții, eu știu. Tu știi cum e, ce să mai, că avem o vârstă, nu mai suntem când, cum eram la 18 ani, când m-am îndrăgostit prima dată în St. George's Bay. Îți mai aduce aminte prietenă, de prima iubită din St. George's Bay? Bineînțeles, cum, asta nu se uită niciodată. Eram mic, îți dai seama, mic. Aveam, cât aveam, 14 ani. Ea știe? Păi cum să nu știe dacă a fost iubita mea? Da, cine? Păi zine, cine? Nu mai contează. Eram mici. Da, am avut o... Am avut a fost comandante de detașament, să-ți dau un indiciu. A fost comandante de detașament? Da, am fost de fapt, a fost de unitate chiar, adică pe toată școala și eu am fost de detașament. Păi nu erați chiar așa mici dacă aveați 14 ani. Nu erați chiar mici, că erați în clasa 7-8. Păi da, că eu pe urmă am plecat. Eu am plecat și în fine ne-am mai revăzut până pe la 17 ani, 18 ani. Până am semnat la Steaua, am fost împreună. Și după aia ai plecat, ai ajuns și n-ai mai vorbit cu iubita. Păi na, nu, s-a terminat și acolo. Da. Nu că am ajuns eu la Steaua sau, nu, din contră. Nu. Tu știi cum e, ești prea tânăr la un moment dat, faptul că ești la distanță, se rupe, e greu, știi? În ediția trecută a emisiunii noastre am avut o invitată pe Monica Halasi, care e directoare la Colegiul Liviu Rebreanu și care a crescut și ea în St. George's Bay și amintea de tine, nu știu dacă ai urmărit episodul. Da. Ea a fost colegă cu sora mea, e cu, cred că, 11 ani mai mică ca mine. Nu mi-aduc aminte din St. George's, n-aveam cum să coincidem, îți dai seama, diferența de vârstă e destul de mare. Însă am auzit lucruri foarte frumoase despre ea ca profesoară și chiar când am văzut acum că a fost pusă în funcția asta de conducere, chiar m-am bucurat. Eu cred că merită mult mai mult, pentru că eu, din câte o cunosc așa din afară, dar vorbind cu lume care o cunoaște foarte bine, e un om foarte, foarte inteligent, un om foarte priceput în ceea ce face, știi? Și din păcate noi nu prea avem oameni de genul ăsta, iar când i-avem nu știm să-i prețuim sau să-i folosim. Nu, să știi că în St. George's Bay, ce a fost bun și mi-aduc aminte din copilărie, am avut profesori foarte buni la școală. Școala generală... Așa zicea și ea. Liceu. Așa zicea și Mălaicu Hondrari, pe care l-am avut aici. Da, da, și cu el. Dar cum să nu-l cunosc? Și am văzut și emisiunea cu el, pentru că chiar am vorbit la un moment dat că voia să scriu o povestire despre St. George, să facă un volum așa cu mai multe povestiri. Și pe urmă, nu știu ce s-a întâmplat, că n-am mai reușit să mai discutăm. Dar el, un alt talent. Am văzut că m-au menționat și Ioana Nicolae, care e scriitoare, care de curând a lansat o carte aici la Bistrița. Soția lui Cătărescu, nu? Da. Lui Cătărescu, da. Ea la fel m-a menționat într-o carte cu Belo Dedic. Nu mi-aduc aminte bine, noi am fost în St. George's Bay. Țin minte, eu am scris o povestire cu el atunci când am venit, că am venit cu un porc tranșat în porbagaj cu Dacia și nebunie mare a fost. Ne-am dus noi la șezătoare, atunci nu ne-a băgat în seamă nimeni acolo. De ce? Eram... Că fetele, nu știu de ce, ori erau prea emoționate, ori noi. Erați deja celebri? Păi eram, da. Nu ajunsesem să câștigăm încă Cupa Campionilor, în 84 a fost asta când am fost cu el. Și de obicei mai veneam cu prieteni, știi, Majaru a fost la St. George de sărbători, băiatul Alexandrescu, Belo, deci și cu Belo a fost foarte frumos atunci, așa, și cu zăpada aia mare, mi-aduc aminte atât de frumos, ne-am dus noi la colindat, am băut țuică, ne-am amețit cu palinca, că de atunci am zis că maxim 3, n-ai voie să bei mai mult de 3 pahare. Noi am băut mai multe atunci. Și... Nu l-aș vedea. Pe ai pe tine, poate dar te-aș nu, vedea. Dar unde, dar nici amândoi, dacă ne vedeai, cum mergeam prin nămeț, uite așa mergeam. Dar a fost superb. Perioada aia, uite, vezi, că pe urmă afli că, de fapt, pentru niște fete, da, care erau mult mai mici ca noi,
a însemnat ceva, știi, faptul că am fost noi în perioada aceea. Sigur. Și ne-au privit cu, cumva poate am fost niște modele pentru mulți, știi, în, în perioada aceea. Și asta, asta mă bucură, de asta spun că mulți din St. George Bay s-au realizat. Uite, verișorul meu care la fel a ajuns să fie recunoscut pe plan internațional ca profesor de sport, doctor în sport, Maxim Dumitraș, care e un talent extraordinar, da? Sculptorul nostru. Râdeam de el când eram la școală, când venea cu tot felul de crengi din colegi? Astea. Ați fost colegi? Da, am fost colegi, da. Și era mai mare ca mine, un an sau doi. Și, dar el era tipul care era, făcea parte din altă emisferă, nu? Venea cu niște crengi din astea și spunea, uite, asta e un... un trecător prin pădure sau nu știu, erau niște greni, ne uitam, nu înțelegeam, știi, eram, de multe ori râdeam, dar acum i-am povestit că m-am întâlnit cu el când, ultima oară când, și zic, băi, te priveam așa, ziceam că ești ciudat așa, dar zic, să știi că numai genile sunt așa, adică să-ți aveai ceva, adică clar trebuia să ai ceva în tine. Mai e un campion de tenis de masă, Traian Ciociu, dacă Ciociu, ai auzit da, de el, cum să nu? El mi-a fost un, la fel coleg. Un an mai mare ca mine sau cred că de vârsta mea, nu mai știu. În fine, sunt, eu mă mândresc cu ei și când îi văd că sunt din St. George și vorbim aceeași limbă, când ne aducem aminte din copilărie, locurile unde mergeam la Săuniu sau la, la schi sau ce prostii făceam pe acolo, că în copilărie făceam și eu multe tâmpenii, cam, cam aceleași le făceau și ei, știi, adică da, ne asemănăm. La emisiunea trecută mi-ai spus că ți-ai conservat apartamentul din St. George, da. Că n-ai vrut să-l vinzi pentru că nici nu valora mare lucru, da. Dar că îl pusese la vânzare așa cum, și cum asta, a fost el în... asta vreo 3 ani degeaba și cu cumnatul meu într-o zi zic că băi și ceva, nu îl mai vând, hai să ne apucăm noi să-l punem la punct. Și am mai luat un băiat care se pricepea, dar nu știam noi să zugrăvim, să facem tot felul de lucrări din astea de construcții și l-am făcut și după aia am pus mobilă și de-a mea veche, din anii 80 și am mai căutat și din bloc de lângă mine am mai găsit niște obiecte de mobilă și l-am făcut exact cum era pe vremea comunismului, cu televizor din ăla cu pește pe el. Cu pește pe el, da, cu macrame, cu alea. Da, 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 tot... Te gândești să devină un fel de muzeu în viitor? Nu, muzeu. Mi-am pus pozele mele. Păi apartamentul lui Balint, care a câștigat Cupa Campionilor, poate să devină un muzeu. Eu mă simt foarte bine acolo și cu prietena mea. Mergem de multe ori și stăm și îmi pun discurile vechi, alea pe care le ascultam când eram mic, am recuperat o parte din ele. Am pozele... Pentru că eu, apartamentul ăla, întotdeauna mi-aducea aminte de un perete plin cu fotografii cu jucători de fotbal, din ăștia mari. Dar ai noștri, români, nu străini, români. Și aveam pe Dobrin, pe Iordănescu, pe toți ăștia, Iordache, în fine. Și aveam pus, i-am lipit acolo. Ei, acum peretele ăla e cu Gabi Balint și cu echipa națională și cu Steaua și cu tot. Și mă mândresc așa de mult, adică cel mai important lucru e peretele ăla când intri în apartament. Pentru mine, că mi-aduc aminte cum era odată și cum e acum. Și am ținut mult să fie pozele astea. În fine, și obiecte vechi, 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 vechi de atunci pe care le aveam. Te apropii de 60 de ani, te temi de bătrânețe, de moarte, de chestii de astea. Păi am trecut acum un hop, că chiar am zis, zic, ne-o fi luat în ordine alfabetică, zic, că a fost Bălan, pe urmă am fost eu, am avut acel infart. Și după mine Bărbulescu, Dumnezeu să ierte. Și zic, ne-a luat în ordinea alfabetică, acum zic. Pe mine m-a sărit o treaptă. Nu mă gândesc la... Am trecut prin niște clipe grele, dar am trecut totuși. Te-ai gândit odată cu infartul că ai putea să mori? Că alea sunt ultimele zile din viața ta. Nu m-am gândit atunci. Atunci. Nu m-am gândit atunci. Eu nu credeam că în momentul ăla, când mă așteptam rândul la operație acolo, nu mă gândeam că... Nu-ți trec prin cap? Nu, zic, bă, eu simt că nu pot să mor, că n-am cum să mor acum. Da, nu simțeam asta. Deși doctorii erau speriați și se uitau la mine și, în fine, se grăbeau să mă opereze, că... Am fost al doilea sau al treilea, cum m-au adus cu salvare atunci la spital. Știi? Dar ce ai simțit? Cum a fost momentul? A fost o durere, cum simt mulți. Da? Undeva aici eu am crezut că e o durere de stomac, că mâncasem ceva, fumasem un arghila din aia, îmi plăcea câteodată să mai fac
de câteva ori pe an, cred că nu eram fumător din ăsta de... Așa, și cred că aia a declanșat, cred, nu știu, m-a început să mă doare rău stomacul, aici. Și am luat un ospa și prostia pe care am făcut-o e că m-am pus în pat să mă culc, era 3-4 dimineața și zic să dorm puțin că s-a obosit și nu trebuia să mă duc direct la... Că eu eram, aveam infarct și ar fi trebuit să mă duc. Dar n-am, nu știam, nu și m-am pus, m-am mai liniștit un pic și am și dormit vreo oră și m-am trezit în dureri mai mari. Și atunci m-am băgat în mașină și zic, merg la... Am o clinică lângă mine acolo. M-am dus deci acolo. Durerile de infarct îți atrag clar atenția că e de mers la spital? Te prins că e de mers la spital? Vorbeam cu prietena, da, ea era la Bistrița. Da. Ce fac? Că nu știu ce am. Du-te la, mi-a zis, du-te la primul, la prima clinică pe care o întâlnești, du-te că nu e în regulă. Și dacă știa, mergeam direct la spital. În fine, am mai stat vreo două ore și la clinică. Eu mai aveam 3 ore de trăit. Atâta am fost la... La distanță, distanța de 3 ore, da? Ore, da, cum mi-a zis. Că pe urmă au chemat salvarea, eu nu vreau să mă urc în salvare, adică de ei, doctorița să nu-mi spună direct, să m-a luat, că știți că ar fi bine să mergeți acum la spital, la Funden, că vă trimitem acolo tensiunea, să vă vadă. Mare. Nu, tensiunea și astea, da, probabil că mi-au făcut teste și da. Nu era în regulă, că atunci doctorița, da, și-a dat seama că e infarct. Mm-hmm. Și ca să nu-mi zică direct urcă-te în, da. În salvare și du-te în ambulanță, m-a luat așa, că știți, eu nu vreau să merg, că nu, nu, dar e bine. Să... Și de ce bine că nu mă văd pe ăștia de la ambulanță, veniseră să mă ia. Da, și m-au dus acolo și acolo... Da, infarctul ăsta ți-a venit pe un fond din ăsta de viață sedentară, de fumat, nu, de alcool, de nopți pierdute, de colesterol mare sau ce? Sunt unele persoane care produc mai mult colesterol. Eu sunt una dintre ele. Care, sigur că ești din neglijență cu mâncarea, da? Nu, de alcool beau vin, mai beau țuică sau asta, dar nu... Da. Nu sunt, adică n-am... Aveai analize proaste înainte? Eu aveam niște semne. Aveam semne pentru că am făcut un control la Târgu Mureș și doctorul mi-a zis ar fi bine să te duci să faci o coronarografie, că nu îmi place ce văd. Vezi? Și eu am lăsat-o nu așa. Nu ținem seama de ce zic doctor. Uite, el mi-a zis, zice, du-te și am... da, săracul, că da. Chiar vorbisem și cu el de școala de fotbal, că dacă o să facem să vină să mă ajute și asta, da. Chiar vorbisem cu el, un băiat extraordinar, sărac. Nu-mi venea să cred că n-am auzit. Da. Da, nu, nu e de joacă. Nu e de joacă și trebuie să-ți iei, dacă îți prescrie medicație, trebuie să o iei. Pentru că mulți asta fac. A, nu mai au medicamentele. Că au rolul lor, să știi, și te ajută. Eu de atunci iau. Gabi, n-are rost să mai vorbim despre FCSB național și așa mai departe, fiindcă toată seara te vedem pe Digi vorbind despre lucrurile astea. Dar în două vorbe aș vrea să te întreb. Ce facem cu naționala, cu fotbalul românesc, da, scurt de tot așa că te urmărim naționala. Seara de seară da, la Digi și știu. Crede-mă că și mie mi-e greu de multe ori să critic un antrenor, că știu ce înseamnă să fii antrenor, să critic un jucător, că știu ce înseamnă să fii jucător, nu e ușor, dar n-am ce să fac, până la urmă trebuie să spun ce văd, da. Ce simt. Eu cred că suntem într-un impas mare cu fotbalul, nu cred că ne mai revenim în scurtul timp care îl spun cei de la federație sau cei care domne că mai aveți răbdare și că nu e mult. Nu, eu nu cred. Eu cred că vom avea probleme mari. Nu o să ne mai ridicăm la nivelul la care am fost asta, cred că niciodată, sau cel puțin nu în următorii 10-15 ani. E foarte greu. S-au schimbat multe, nu mai e... Și ce trebuie să facem? Să ne resetăm? Să o luăm de la început? De la școli, de la copii, da, de la junior? Da. Asta trebuia să facem de mult. De asta, când noi vorbim și spunem, domnule, ar trebui să investim un pic în baze materiale, să le oferim copiilor și trebuie să facem antrenori. Da? Trebuie să învețe să fie antrenori de copii, nu așa că oricare a dat cu piciorul minge e antrenor. Sau, adică să o luăm de acolo. Când începem și vorbim astea la televiziune, nu, hai să trecem peste subiect, hai că n-are sens. Exact. Că... Păi da, dar asta de acolo, dacă asta nu plecăm de acolo, la revedere. Și din păcate asta va fi. Tot timpul vor rezultate rapide, nu se poate. Pe ce? Că n-ai nimic, numai minciuni. Adu jucători. La noi, jucătorul
minte antrenorul, antrenorul minte conducătorul, conducătorul minte jucătorul. Înțelegi? Deci e un cerc așa. Și cine suferă? Suporterii. Pentru că ei vin, câți mai vin la fotbal, vor să vadă ceva și nimic. Da, din păcate cam asta se întâmplă și la Bistrița în momentul ăsta. Bistrița e bine că există și că ușor, ușor, dacă va avea suport, depinde cum se lucrează și acolo. Da, îți mulțumesc pentru emisiunea asta. Sper să ne revedem la anul sau măcar așa, o dată pe an să ne revedem într-o emisiune de asta. Deocamdată suntem în grafic. Vreau să-ți fac cadou o sticlă de vin de la Dumitra, de la Crama Harșan. Să le mulțumesc partenerilor noștri care sunt alături de noi de fiecare dată. Merigo, Cămara Bunicii, Crama de la Dumitra, Ideal Sport, Five to Go și de asemenea firmelor Geoplast și Roser House care ne susțin ca de fiecare dată. Și ce să-ți spun? Sănătate în primul rând. Că apoi vedem noi la emisiunile astea ce mai vorbim. Vezi? Avem ce vorbi. Avem. Dacă suntem sănătoși, putem să vorbim. Da, da. Nu? Dacă nu... Bun. Și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, vă doresc multă sănătate și să ne vedem cu bine la următorul interviu pe care îl vom face. O seară bună în continuare!